Preasfințite, stimate domnule primar, cucernici părinți, dragi jurnaliști, ne bucurăm de acest moment pe care îl va trăi România și, într-un mod special, ținutul nostru al Moldovei, cu capitala Moldovei, Iași, vizita Sfântului Părinte Papa Francisc, care pentru noi reprezintă, într-adevăr, un moment istoric. Pentru că momentul este așa de important, imediat după ce Sfântul Părinte și-a arătat dorința de a vizita România la începutul lunii ianuarie, preasfințitul nostru episcop Petru imediat a constituit o comisie specială care să se ocupe la nivel diocezan de pregătirea acestei vizite. Eu am fost numit coordonator general al acestei comisii, având, în afară de cei doi părinți care sunt alături de mine, părintele Daniel Iacovuț pentru partea liturgică și părintele Adrian Blăjuță pentru mass media, o serie de persoane, preoți, care au în grijă diferite sectoare pentru ca pregătirea noastră să fie cât mai bună. Primul lucru după această comisie a fost gândul nostru de a-i pregăti pe oameni în vederea acestui moment. Știm că nu numai impactul sau curiozitatea este lucrul poate cel mai căutat, dar considerăm că și o pregătire spirituală, o pregătire, spunem, sufletească, este cea mai bună formă pentru a-l primi pe Sfântul Părinte la Iași. De aceea am cerut ca în toate parohiile noastre catolice din Moldova, 160 de parohii plus bisericile filiale, acele comunități care aparțin de o parohie organizată, structurată, să se țină cateheze, pornind de la viața Sfântului Părinte Papa Francisc, dar și anumite aspecte din magisterul său. Deja în anii de când păstorește biserica, s-a remarcat prin mai multe lucruri care au uimit lumea. Apar multe preocupări ale Papei și tocmai aceste învățături sau aspecte am ținut să fie ilustrate credincioșilor pentru ca să cunoască și personalitatea Sfântului Părinte și astfel atunci când îl vor întâlni la Iași să simtă într-adevăr că urmașul lui Petru, așa cum este considerat Sfântul Părinte Papa, a adus într-adevăr pentru noi nu numai bucurie, dar și o întărire în credință. Este un pasaj în Evanghelie, odată când Iisus a vorbit cu Sfântul Apostol Petru, i-a spus: Petre, atunci când te vei întoarce la frații tăi, întărește-i pe ei în credință. Considerăm că Sfântul Părinte Papa vine tocmai ca să ne întărească în credința noastră și mă refer în general pentru că Papa vine pentru toți românii, nu vine numai pentru catolici sau numai pentru o categorie de persoane. El vine să întâlnească pe toți oamenii din România, de aceea și motoul care poartă tocmai acest titlu, Să mergem împreună, pentru că în România, sigur, sunt multe realități foarte complexe. Realități etnice, sigur, alături de români sunt și maghiari, și germani, și croați, și slovaci, și turci, dar și realitatea confesională. Este Biserica Ortodoxă, Biserica Catolică, Biserica Greco-Catolică, bisericile protestante tradiționale, dar și comunitățile neoprotestante. Papa vine pentru toți și de aceea vrea să mergem împreună sub mantia Preacuratei Fecioare Maria, pentru că, așa cum spunea și Preasfințitul Petru, atunci când Sfântul Ioan Paul al II-lea, în 1999, a fost la București, a numit pe bună dreptate România ca fiind grădina Maicii Domnului. Și iată, Maica Domnului cuprinde pe toți aici cu aceste figuri, mai puțin sau mai mult individualizate, simbolizând că sub mantia ei se află toți. Și un lucru interesant, pentru că sunt și culorile României, roșu, galben, albastru, care, sigur, indică realitatea noastră, adică această grădină care este România.
Așadar, nu facem o pregătire spirituală, o pregătire pentru acest moment deosebit, dar comisia pe care Preasfințitul a numit-o are menirea să ne ocupăm acum de fiecare categorie de persoane care vor veni la Iași pentru a-L întâlni pe Sfântul Părinte, pentru că, după cum știți, sigur, vin diferite categorii, dar pentru o celebrare bună și reușită este nevoie și de un cor, este nevoie și de ordine, e nevoie și de plasarea anumitor categorii de persoane mai aproape sau în anumite locuri. Și așa avem, sigur, categoria preoților și a călugărilor și călugărițelor, de care se va ocupa un preot pentru a-i pregăti și a avea, sigur, o poziție care să comunice cu Sfântul Părinte. Vor fi studenți teologi, studenții de aici din Iași, vor fi elevi care vor veni de la școlile din Moldova, Bacău, Onești sau din alte orașe, vor fi în special copiii, pentru că ținem cont și de faptul că 1 iunie este ziua copilului și va fi o bucurie deosebită să le facem această surpriză copiilor. Vor fi și bolnavi pe care Papa îi îndrăgește atât de mult și vrea să-i întâlnească și acest lucru va fi posibil aici în catedrala noastră, atunci când va poposi pentru câteva minute, să se întâlnească pe cei mai bolnavi și persoanele mai în vârstă. Mai presus de toate vor fi tinerii și familiile și aici avem chiar responsabili care se ocupă de mai mult timp pentru a-i mobiliza. Papa vine să întâlnească tinerii și familiile tinere și de aceea considerăm că și aceste categorii de persoane trebuiesc foarte bine pregătite pentru ca întâlnirea lor cu Papa sau a Papei cu dânsii să fie într-adevăr un moment înălțător. În sfârșit, sigur că imediat ne-a interesat și câți vor participa. Toți ne întrebau cam cât va fi cifra pe care o estimăm. Sigur că este greu de stabilit așa, dar credem că va fi o participare destul de numeroasă. Și în acest sens am făcut o primă estimare în comunitățile noastre catolice pentru a vedea cam ce număr de credincioși vor participa, dar în același timp îndemnându-i pe cucernicii părinți parochi să se ocupe și de aspectul transportului, pentru că la o asemenea deplasare de oameni, cu siguranță că nu vor ajunge toate mijloacele de transport în comun. De aceea orientăm și spre trenuri și autocare, dar și mașinile particulare. Și aici, sigur că domnul primar, primăria, vor avea grijă cum toate aceste mijloace vor ajunge și unde vor staționa. Noi avem această comisie diecezană centrală care coordonează diferitele sectoare și imediat după ce am aflat ieri precizările cu privire la vizita Papei în dieceza de Iași, am și convocat această comisie pentru a trece mai punctual la pregătiri, pentru că ne mai despart doar 2 luni de la acest eveniment și timpul știm că trece repede, vor fi și sărbătorile pascale care vor concentra mai multă atenție pe plan local, de aceea abordăm cu toată seriozitatea această pregătire, convocând și acționând în acele locuri unde pregătirea este mai îndepărtată. Bineînțeles că sunt și sectoare care vor intra în funcție mai în apropierea acestui eveniment, serviciile de protocol sau, bineînțeles, cu indicarea modalităților de acces, cine apoi va face parte din acel grup de familii care vor sta mai aproape de Papa, coriștii care, sigur, au fost selecționați, dar care au nevoie de o pregătire intensă pentru a prezenta un repertoriu frumos, comun, nouă tuturor catolicilor și credincioșilor ortodoxi. Cam acestea sunt în mare la ora actuală. Da, sigur că vom avea prezență un număr de demnitari, oaspeți și din străinătate, dar și din corpul diplomatic.
acreditat la București, vom avea oaspeți din Republica Moldova și din Ucraina, din Israel, spune domnul primar, pentru că a fost recent și în Israel, ne bucurăm că deja avem această deschidere internațională. Sigur că și aceste prezențe ne onorează pe noi și cu siguranță că vrem să le facem o primire cât mai frumoasă, pentru ca împreună, să mergem împreună în întâmpinarea Papei, dar și Papa să ne găsească uniți împreună. Mulțumesc!